Franței tale, Liza. Mulțumesc, generale. A câștigat concursul de călărie într-un mod strălucit. Da, învingând un escadron de ofițeri dintre cei mai vestiți cavaleriști ai monarhiei. Nu cumva cavaleriștii voștri au vrut să fie și cavaleri și au lăsat pe Liza să câștige? Nu cum? Află, doamnă, că în armada imperială nu există ofițer care să se lase bătut. Nici măcar de fica feldmareșalului lor. Și pe urmă, mai e și cal. Certamente, un cal pornit în cursă nu poate fi oprit pe niciun considerent de curtoazie. Dumneata, doamnă, nu știi ce înseamnă un cal de cavalerie? Ah, iar începe de când vă cunosc, nu vorbiți decât de cai. Doar de ce să vorbească un cavalerist, doamnă? De biciclete? Pentru un ofițer de cavalerie nu există un lucru mai sfânt decât calul. Și majestatea sa împăratul, bineînțeles. Sau mai bine zis, majestatea sa împăratul și calul. Bine că ați făcut cel puțin atâta concesie bătrânului nostru împărat. Nu credeam însă, feldmareșale, în primul rând ești mândru de succesul Lizei. Da, da, astăzi, într-adevăr, sunt fericit pentru succesele ei. Ei, vezi, cu ea te poți lăuda. E o fată încântătoare. Încântătoare? Puțin zis. Frumoasă, inteligentă, adorabilă și pe deasupra și sportivă. Da, 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 aproape pozitiv. Are însă defect. Nu admit. Ce defect? E fată. Nu vreau să fac un reproș răposatei mele soții, dar aș prefera ca astăzi, în locul unei fete de măritat, să am un băiat de însurat și locotenent de cavalerie, bineînțeles. O listă locotenenți? Amunare! A, bună, Gustav. Bună, băieți! Să veniți! Bună, mătușică! Excelență! Cadă legată de regimentului nostru 444 de dragon, ca zic așa, am onoarea să văd pe excelența voastră să binevoiască a primi numeroasele noastre fericite în ocazia succesului tipic pe care fiindcă dumneavoastră l-a reputat la concursul tipic de astăzi. Mulțumesc, Gustav. Vreți să știți că mi-ați făcut o mare bucurie. Poftiți! Dar ce sunt eu? Decedat sau domnișoară să primesc proroc? Nu scusați, patru, e rău pentru Liza! Atenție! Să ridicăm cupele de șampane în cinstea sărbătoritei noastre! Oh,
aceste flori drape. Termină, Usta, oamenii sunt ridicoli. Și tu, ca orator. Eu nu sunt orator, sunt locotenent. Tocmai, și apoi izbânda mea de azi în mare parte opera ta. Tu ai fost profesorul meu de călărie. Hai, ce contează profesorul când are ele? Unde mai pui vericul calului? Fără cal, ca să zic așa, compusul nici ar mai fi tipic. Din partea domnului, se întind Suciong pentru domnișoara. Din partea prințului, Suciong. O statuetă de aur și încrustată cu pietre prețioase. Cred și eu. Ce? Se poate compara un locotenent cu un prinț orientar chiar și în ziua atât de șasoldă? N-are importanță valoarea cadoului. Atenția e totul. Oricât, când atenția mare și două, trei pietre prețioase prin prejur, ca să zic așa, e și mai bine primit. În orice caz, atenția prințului e mai de bun gust decât observația ta. Cu siguranță, asta înseamnă fascinația exoticului. Nu știu dacă este exotic, dar prințul este întotdeauna la locul lui. Locul lui e în Asia. Ce caută aici la Dunăre? Se stea pe Pracmacul, dacă și ăla e fluviu. Dar prezența prințului nu supără pe nimeni, domnule. Nu supără, dar enervează. Este un om admirabil. Nu-i așa, papa. Sigur că da. Campania este servită în salonul albastru. Da, să mergem să ne ducem de la noi. Lisa, te rog să-mi permiți o temporată. În cele mai frumoase mătuși, scumpă doamnă, gustii arde de dorința de a vă conduce la masă. Nu-i așa, gusti? Așa e, formidabil, cum ai zice. Scumpă mătușică. Fata asta e primejdiu, se deșteaptă. Un cavalerism se trebuie de primește și apoi nici eu sunt prost. Oi, nu, nu e, dar vezi tu gustii. Când mă ia pe deștept și nici fapta nu e proastă, mai sunt speranțe. Când însă băiatul nu e prost, iar fata e deșteaptă. Atunci băiatul se prostește. Prieten, pe singurul meu prieten. Și dacă
vorbim. Nu putem rămâne prieteni. Ba da, dar vezi tu, ca soții am fi nefericiți. Eu aș fi foarte fericit. Eu însă nu. Asta te privește personal. Tu știi că eu din principiu am respectat întotdeauna sentimentele tale. Respectă-le și acum. Bine. Mă duc mâine la minister și le trag ca un smuș. Ah, bravo! Dar nu le dau nimic ca medalile înapoi. Deslănțui asupra lor o șarjă nemiloasă, practica. Și ai să și uiți? Da, dar acum sunt puțin cam trist. Nu mă așteptam ca tocmai tu, prietenul meu cel mai bun, să mă refuzi. Mă duc să ciocnesc o cupă de șampanie în cinstea ta. Excelență, domnul Feldmareșal și invitații sunt în salonul albastru. Imediat voi anunța. N-aș vrea să deranjez pe nimeni. Anunță-mă, te rog, numai domnișoare Liza. Prea bine. Veșnic surâde și plin mulțumit, lumea dată ești fericit, fii tu
nimic, alteță. Magile mele, domnișoară. Toată lumea e dincolo. Vreți să ne faceți plăcerea să beți o cupă de șampanie cu noi? Mulțumesc. Dacă mi-ai îngăduit să doresc ceva, aș prefera o simplă ceașcă de ceai. Imediat. Trebuie să vă mulțumesc pentru minunata statuetă. Vă place? Foarte mult. Atunci, sunt cu adevărat fericit. Adună, te rog, ceaiul. Mărturisesc că e cel mai frumos lucru pe care l-am văzut. E o piesă veche. Are peste 1000 de ani. A fost păstrată ca un talisman în familia noastră. Și un lucru atât de prețios mi-l dăruiți mie. Nu știu dacă pot să-l primesc. Nicăieri pe lume n-ar putea fi într-un loc mai potrivit. În jurul dumneavoastră este întotdeauna soare. Și razele lui vor da o strălucire aparte. Amabilitatea dumneavoastră mă tulbură mai mult decât darul. Mulțumesc, voi servi eu. Romantic, cu emoțiile, 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 cu emoț
Ia draga ta nicio altă jertfă? Tot mai vrei? Sigur. Bine. Atunci câte o bulită de fiecare? Stați să vă numără. Nu e prea puțin. Nu-mi convine. Atunci de două. Așa da, mai merge. Așa da, achitați întâi onorariul și pe urmă vă prezint pe principi. Așa, nu grebiți, încet așa, sistematică. Ți-am dat și supliment. Ce folos, niciun supliment nu mai poate compensa deficitul de anii în plus. În orice caz, noi aici ne-am achitat obligația. Da, acum cât mai să ne prezint? Da, să mergem să-l căutăm în parchet. Altețe, sunt fericit că mi-ați făcut onoarea de a vă număra printre oaspeții mei din această seară. Onoarea este de partea mea, domnule feldmareșal. Nu se impresia că prezența mea stânjenește buna dumneavoastră dispoziție? Da, vă gelați! Prezența dumneavoastră a provocat o adevărată revoluție printre musafirii. Firele? Musafirele! Da! Dați-mi voie, vă prezint cele mai drăguțe fete din Viena. Într-adevăr, Viena poate fi mândră de reprezentantele ei. Apropo de reprezentante, cred că vor mai avea glas să se prezinte și singură. Vă las pradă lor, eu știți, sunt mort după jocul de bridge. Joc cu trei picoane și n-aș vrea să le las să mă aștepte. Și vă doresc să câștigați pasul? Imposibil. La 20 de ani nu mai sunt în carte. Ce impresie vă face mie la Alteță? E un interviu? Nu. E ca să zic ceva. Știți? Ne-ați intimidat. Și dumneavoastră pe mine? Când văd atâția ochi? Scânteitor, privindu-mă deodată, mă tulbur. Parcă aș fuma opium. Opium? Ce-i aia opium? Ce să fie, tutun? Păi sigur în Asia, cum se spune opium. Nu, domnișoară, opium înseamnă vis. E un vis pe care îl trăiești cu ochii deschiși. A, ți-am spus eu pe ei, doar cu ochii deschiși. Și se sărută cu nasul, da? Așa e, Alteță? Acolo, când vreți să vă sărutați, vă frecați nasurile? Nu, asta o facem doar când avem guturai. Chiar, Alteță, cum se sărută în țara surâsului? La fel ca pretutindeni, domnișoară. Dar, curte, cum se face? Se face, nu văd de ce nu, nicio lege nu o interzice. Nu vrem să zicem flirtul? Este cunoscut în țara surâsului? O, da. Ce vrei, drag, sau modernizat, sau civilizat, ce e? Adevărat, chiar și în privința aceasta ne-am civilizat și noi. De mult? Nu, abia de vreo 4.000 de ani. Dar de ce spuneți să rind la voastră țara surâsului? Pentru că la noi, pe buzele tuturor, flutură necontenit un surs. Sunteți atât de fericiți? Surâdem și când nu suntem fericiți. De neînțeles. Surâzând împărtășim tuturor bucuria noastră. Dar nu tulburăm bucuria altora cu nefericirea noastră. Așa că ne ascundem tot sub un zâmbet. Frumoasă trebuie să fie dragostea în țara unor oameni cu sentimente atât de delicate. Ca în toate primăverile lumii. În țara dumneavoastră e mereu primăvară? Oriunde când oamenii se iubesc, este primăvară. Vorbiți-ne de dragostea din țara dumneavoastră. Chiar vorbiți-ne. Începe cu întâlnire. Ca pretutindeni, el apare întâi, așteptând să apară chipul drag. Ca pretutindeni, ea întârzie. Ca să prelungească de liniștea dulce așteptări și să exalte bucuria sosirii ei. El îi oferă flori. La dumneavoastră, un ram de liliac alb ori violet. La noi, o ramură de măr năpădită de flori stropite cu violet. Mai spune-mi, mai spune-mi! Yeah, I love you.
Mea, dar ai mare grijă. Tu și prințul
faceți parte din lumi atât de diferite. Ai încredere, papa, și să n-ai nicio teamă. Deselu, îți mulțumesc pentru această asigurare. Ai grijă. Și noi ne vom aici, pe fundul meu dar, mereu!
Oh,
să porți cu cinste această haină spre slava și strălucirea familiei noastre. Zei să-mi călăuzească pașii ca să mă vrednicească să pot urma cuvintele tale, preaonoratul meu. Iar vouă, nobili demnitari și tuturor celor de aici, vă mulțumesc din inimă. Iubitul meu nepot, tu ești mândria familiei noastre, căci tu ai adus cinste și slavă milenare în casă. Cuvintele acestea rostite de tine, preaonoratul meu, sunt cu mult deasupra neînsemnatelor mele mele. Și totuși, așa este. Mare, sfânta, binecuvântata noastră patrie, laudă astăzi numele tău. Din toate unghiurile întinsei noastre țări, au sosit delegați să sărbătorească ziua închinată ție și să-ți arate dragostea și omagiul concetățenilor tăi. Căci prea înaltul nostru împărat, Fiul Cerului, ți-a acordat cea mai înaltă distinție ce o poate avea cineva în țara noastră. Haina de aur! Scumpul meu frate! În sfârșit pot să mă înclin și în fața strălucirii tale și să-ți urez din inimă noroc. Îți mulțumesc, Sorioare. Mii? Preaonoratul meu, iată, te rog, pe nevrednica ta, nepoată că nu s-a înclinat întâi în fața ta. Nevrednică, într-adevăr, cum îndrăznești să te arăți în halul ăsta în fața oamenilor? Când s-a mai pomenit atâta nerușinare ca o fată să-și arate picioare goale în fața oamenilor? Dar în kimono nu se poate juca tenisul, unchiule. Atunci să nu joci acest joc dezmățat. Și încă într-o zi solemnă ca cea de azi. Dar noi, femeile, tot nu avem voie să luăm parte la solemnitate și atunci mi-am închipuit că... Bun! Nu simți că te vădești în noroi onorabilitatea ta de femeie nobilă? De unde ai luat acest costum indecent? Mi l-a dăruit floarea de lotus, sora mea cea albă. Ea m-a învățat și tenisul. Fată din țara surâsului nu poate avea o soră albă. Să nu te mai văd niciodată așa în fața ochilor mei. Dar bestia aceea de eunuc ce păzește de te lasă să umbli în harul acesta? Unde e eunucul? Aici sunt, prea luminate stăpân. Ce îmbrăcăminte e asta? Ultima modă din Viena, din Paris. Și ție-ți place? Mie? N-aș crede să-mi stea bine. N-am mai purtat rochiță de la vârsta de 4 ani. Dar pentru micuța mii și pentru stăpâna floare de lotus... Să se dezbrace imediat această nerușinată și să te ocupi de ea imediat, auzi? Am înțeles. Plecați! Da. Du-te, surioară, și fă cum îți spune preaonoratul nostru. Am înțeles. Haide, micuță, mință, mergem. Vezi? Câtă primejdie pentru tradițiile noastre a adus aici femeia aceea albă. De câte ori vorbești de femeia albă, dumneata le vezi pe toate negru, unchiule. Însă-și gluma ta denotă multă ușurătate și de aceea am să-ți atrag atenția că întreaga noastră nobilime vorbește cu surprindere. Ai început să-ți uiți obligațiile tradiționale. Ce anume am uitat? De pildă că încă nu te-ai însurat cu cele 4 principese din neamul nostru. Înalta noastră nobilime va trebui să înceapă să uite aceste practici învechite. Stăpâna floare de lotus dorește să vorbească în altului stăpân. Dorește? Bine că nu poruncește. Uiți, unchiule, Eliza este europeană și în Europa se spune că dorințele femeilor sunt ordine. Dar noi, din fericire, nu suntem europeni, vieți sclavei femeilor. Încă un punct asupra căruia nu ne înțelegem. Mă duc să rog ei să-ți lumineze calea, până nu va fi prea târziu. Iată, am sărit soarele și pentru mine. Dragă! Și pot și eu să te felicit. Sunt mândră de soțul meu. Acum, în alta distinție pe care am primit-o, mi-e și mai scumpă, fiindcă tu te bucuri de ea.
Mai mare mi-ar fi fost bucuria dacă aș fi putut asista și eu la solemnitate. La noi, în Europa, astfel de onoruri se răsfrâng cât de puțin și asupra soției. Eu însă trebuie să stau ascunsă, neluat în seamă. Nu vreau să te întristezi, floarea mea de loc. Nici eu nu vreau, crede-mă. Tu faci tot ce ți-e cu putință ca eu să mă obișnuiesc cu noua mea viață. Și mie, dulcea ta surioară, la fel. Sunt fericit că o iubești. Dar celelalte rude ale tale au niște priviri care mă înfioară. Mai ales unchiul tău, Tom Duc. În inima mea însă ești numai tu, floarea mea de loc. Și în casa mea, lumină. Thank you.
Complicații, atât îți spun, și chestia asta nu mai scoți
dimineață. Sunt bun și bună ziua! Vă scuzați că nu m-am recunoscut imediat, dar în pijama asta... E o ținută de gală, domnule! Bunată, vă bine! Ce mă râd de eu? Nu erați mai frumos azi dimineață la tenis? Sau cum am ținut aceasta de gală? Mi se pare că dumneata îmi face un compliment! Direct? Uit fix la dumneata și îmi dau seama cât de primejdioasă este frumusețea de mintale. Eu să știu că nu trebuie să cred nicio declarație a unui european. Le-am spus asta? Floarea de lotus. De unde se pricepe această plantă în probleme de inimă? Sau o floare ca margaretele noastre? Ghicitoare la mumă. Mă iubește? Nu mă iubește. Deloc la nebunie. Absolut deloc. Ce foarte drăguț jocul acesta. Ca toate jocurile cu flori și dragoste. Vă pricepeți la flori? La dragoste. Eu ce floare aș putea fi? Aș putea fi o floare de... pămădie. Pămădie? Da. Un puf de pămădie. Când îl suflu, zboară în vânt ca păsările cerului. Păsările nu zboară. Cum nu zboară? Aleargă repede pe o rază de soare. Și noaptea? Pe o rază de lună. Dar când sunt nori? Când păsări nu sunt niciodată nori. De unde știi dumneata toate astea? De la bunică. Îți spune bunica povești. Nu, eu îi spun ei. Place să asculte. Ascultă. Nu mai înțeleg nimic. Bunica spune că noi fetele nu trebuie să stăm degeaba, pentru că ne vin gânduri triste. Și atunci mă cheamă să-i spun povești. Dar cum aude că e surdă sărăcuța, eu îi spun tot ce-mi crede. Mi, ești încântătoare. Și mai cum? Fermecătoare. Păcat. De ce ești fermecătoare? Că dumneata ești fermecătoare. Când ne vom cunoaște mai bine, când să mai bagi de seama că sunt altfel decât dumneata. Când va fi asta? Când va, are să fie din nou ca la început în lume. Atunci oamenii se iubeau mai mult? Da. Și când oamenii se iubesc, sunt cu toții la fel. La început, când oamenii toți la fel erau, oamenii vreau să poate se iubeau. Ce mai zici? Zic să o ridicați! Prin amarea leamă, multul ăla frumos!
ați ajuns la scop, ci pe piciorul meu! Ha! Atunci, rog prea înaltă dumneavoastră tactică, să-mi restituie nesimnatul meu, picioruș, fiind mai necesar mie decât onoratei voastre ton. Poftim, ca să mă iubesc și eu pentru întocheata dumitare limbă, distinsul meu picior, eliberează promoșita dumitare inferioare. Mă iertă picioare! Prea plecat, rog cerul să vă răsplătească. În primul rând, cărui gen aparțineți? Masculin? Feminin? Niciunui gen! Cum niciun gen? Sunteți de unul? Mila mea funcție nu permite să am niciun gen. Sunt eunuc șef. Oh, eunuc și șef. Și ce atribuție de pe eșteunul cea voastră de aici? În primul rând, păzesc ca niciun picior străin să nu treacă pragul acelei uși. Atunci piciorul meu străin să așeze bine pe piciorul dumitale indigent, care desigur poate să treacă pragul. Ia! Ia! Dar ce e dincolo de frate? Da, să-l ce să fie. Apartamentele particulare ale altețelor lor și n-are voie să treacă niciun picior străin. Prin urmare, bine vă rinți, am întoarce pe unde ați venit, pe cealaltă ușa, ce să vă Oh, superstição!
aceea. Ce te costă? E bine, nimic! Pus-o pe dumneata! S-ar putea să te costă și capul! Ascunde un lucru! Așa-i speculă cu neată! O rămâne, cred că poți, dar spune-mi ce face prințesa Albă, cum se simte, cum își petrece vremea. Trei întrebări pentru... Pentru un singur răspuns. Așa da, prințesa nu face nimic, ceea ce înseamnă că se simte bine și așa-și petrece vremea. Și prințul? Prințul este fericit. Azi a primit haina de aur. I-a făcut-o cadou, Liza? Haina de aur este în unei prea înalte demnități. I-a dăruit-o fiul soarelui. Eu credeam că fie ca lunii, dar în căsnicie sunt fericiți. Prea luminatul meu stăpân n-are timp de prea fericiri pământești. Pe umerii lui apasă toată grija treburilor statului. Oricum câteva clipele mai rămân și pentru treburi personale. Fiecare clipa lui aparține țării. E ministru! Și tatăl meu a fost ministru și a avut 9 copii! Se vede că în Europa miniștrii n-au altă treabă! Adică, prințul va fi fericit, se căsătorește! Se căsătorește din nou cu Liza? Nu! Cu 4 principețe din dinastia la Altaita! Ești nebun! Rog pe eminența voastră să se exprime mai puțin europenește! Răzlesc să-mi exprim respectos părerea pentru că oricum dumneata ești prea neruminat la minte. O curatii tale e binevoie să spună minciuni. Am spus adevărul! Stăpânul meu, respectând tradiția strămoșească, se căsătorește cu 4 principese din dinastia Laotai-Tai. Și le ia ridicat o dată? A, da, ridicat! Ba, mi se pare din prea mult. Și sunt tinere. Toate 4 iau loc. Dacă au vârsta mea... Păi cu dumneata nu se știe nimic, s-ar putea să ajungi 200 de ani. Neplimiți! Dar eu, la vârsta mea, fac cutiere la un loc! Dar ia spune-mi un lucrule. Ce? Prințesa cea albă, ce spune de toată pețitoria asta strămoșească? Stăpâna floare de lotus nu știe încă nimic. La timp am luat. Ați spus ceva? Nu, era doar o voce interioară. Gusti! Liza! Dragul meu! Vai, dar știi că te-ai schimbat de când te-ai mutat în țara Sfântului. Tu ești într-adevăr, nu-mi vine să cred, Gusti. Toată viața am făcut doar un lucru de necrezut. Dar cum ai ajuns aici? Când? Acum câteva zile. Coplictisam la Viena fără tine și m-am deplasat puțin până aici. Doi pași. Doi pașii mei. Ce contează că știai că la capătul lor te găsesc pe tine. Nici nu știi când mi-ai lipsit. De aceea am făcut uz de toate legăturile mele și am fost numit atașat militar pe lângă ambasada noastră din țara Sfântului. Dar spune-mi ce fac ai mei, tata, în primul rând. De când ai plecat tu, e mai strângat ca niciodată. Bietul tata și Viena noastră, ce face? O perete, ce-ar putea să facă? Și prietenii mei? Sunt străzit tot cele mai dulci și calde s-au încălzit. Nici nu știi când ne-ai lipsit. E foarte drăguț că mi-o spui. Liza. Spune-mi, dar tu ești fericită? Te-ai acomodat cu lumea și muravurile de aici? Sunt foarte fericită, Gusti. Mi-ador soțul și el mă adoră la fel. Privește muravurile, eu nici nu le cunosc. Trăiesc la fel ca la mine acasă. Și totuși, sunt unele obiceiuri ciudate care nu cred că te-ar putea lăsa chiar atât de indiferent. Dar ce vrei să spun? Am auzit că soțul tău trebuie să se însoare, să ia încă 4 neveste și toată odată. Gusti, astea-s basme! Mă rog, eu așa am auzit. Dar tu știi mai bine că eu în materie de monaduri asiatice sunt complet vienez. Dragul meu, Su, să-ți prezint un prieten din Viena. Locotenentul Pottenstein, unchiul meu, principele Tomiu. Zeii să vă lumineze calea cât mai lungă din viitor. Binevenit în patria și în casa mea, domnule locotenent. Mi se pare că ne-am cunoscut la Viena. Da, ne-am cunoscut, cam avut onoarea, sigur. Sper că i-ați adus vești bune, Lizei, din țara ei. Eu am adus două geamantare pline cu vești. Sunt bucuros. Deși sper că se simte foarte bine aici la noi. Cu toate că este atât de departe, de parte. Su, când îți voi spune ce a aflat Gusti, de cum a venit, hai să râzi. Spune-mi. A aflat că în noua ta situație ești obligat să te însori cu 4 femei, cu 4 gata, auzi? Se pare că și sosit de curând, domnul locotenent cunoaște foarte bine datele noastre. Ce vrei să spui?
nimic altceva decât ceea ce am spus. Firește însă că aceste obiceiuri pot să pară foarte ciudate domnului locotenent. Și mie mi se par ciudate. Cu tine este altceva, draga mea, Liza. Tu va trebui să te obișnuiești cu ele. Să nu privești lucrurile acestea cu ochi european. Vrei să spui că așa află Augustin? Este perfect adevărat. În formă numai, fiindcă în formă. Fii clar, te rog! Dar e foarte clar, draga mea. După legile noastre sunt obligat să mă căsătoresc cu 4 femei. E vorba însă firește numai de un simplu ceremonial, care nu are nicio legătură cu dragostea noastră. Thank you.
N-ai știut în ce țară mă urmezi? Da, am știut. Dar atunci te cunoșteam numai pe tine. Și tine m-am crezut orbește. Mi-a trebuit să-mi spui ce mă așteaptă aici, dar mi-ai ascuns. Acum îmi dau seama că nu mai pot rămâne aici. Nu vreau să pleci. Nu mă poți împiedica să plec. Ba da, te voi împiedica. Dreptul să te crezi, n-ai niciun drept, am drept să ne
neputință, draga mea. Nu pot să-mi batjocoresc dragostea și nici cu el nu pot fi necinstită. Lisa. Nu! Trebuie să plec. Gândește-te numai la jignirea pe care mi-a făcut-o. Eu nu pot să-mi împart dragostea cu altele. Liza, dragă, cele patru soții nici nu-l interesează, nici nu se uită la ele. Refuză să le vadă. De aceea unchiul tău dup e furios. Dar Sucion mi-a spus că singura lui soție ești tu. Mă duc să fac cine ea. Gusti, pentru numele lui Dumnezeu, cum ai ajuns aici? Dacă te vor găsi... N-am timp să mă găsească. Am venit să te iau să fugim. Unde? Am aranjat totul. O trăsură ne așteaptă în spatele palatului. Ne ducem port de acolo, ne îmbarcăm cumva sau striac și înainte să prindă ei de veste, ieșim din apă teritorială. Ai nebunit? Și dacă te prind, îți riști cariera și viața. Ce contează aceste substantive când e vorba de tine și de libertatea ta? Fugi, fugi, dacă ții la mine, fugi. Tocmai din că țin, fug, dar cu tine. O, domnule locotenent, dumneata aici, dacă te vor prinde, ești pierdut. Fierul rău nu piere. Am venit să-i oferi Liza să fugim și dumneata trebuie să ne ajuți, micuță din. Eu? Să vă ajut. Eu țin la Liza, o iubesc mult. Dar și fratele meu mi-e foarte drag. Eu vreau să-i împac. Nu cred că mai e cu putință, dragă mea. Trebuie să plec. Trebuie să mă întorc acasă. Nu pot rămâne aici. Sărmanul meu, frate, el te iubește, Liza. A suportat greu această lovitură. Știi cum suferiți voi, zâmbind. Și eu trebuie să vă ajut. Vrei să ne ajuți? Mie îți mulțumesc. N-am să te uit niciodată. Mă duc să mă pregătesc repede. Mii, ești o ființă minunată. Și dumneata un om plin de bravură. Riști totul pentru... Nu riști nimic. Dumneata ai o funcție la ambasadă? Da, sunt atașat militar. E ceva important, nu? Da, foarte important. Nimic nu se face la ambasadă fără mine. Am lipsit și eu două, trei săptămâni și am și observat. Noi trecem clipele tale cu zâmbetul pe buze, dumneata cu glumă. Da, fără glumă, micuță mii. Ești cea mai frumoasă și cea mai adorabilă floare pe care Dumnezeu a dăruit-o pământului. Dumneata ești cel mai amabil, cel mai simpatic și cel mai demn de iubit om pe care l-am înviat vreodată razele soarelui. Decât razele soarelui, ce n-aș fi dat să mă primi de degetele unei mânuțe dragi? Peste scurtă vreme când vei fi în țara dumitale, ai să uiți pe micuța mii. Pentru că inima dumitale aparține întreagă Lizei. Cui mai trebuie și Lizei vienesc când a costat rață Petrin? Inima mea e toată dumitale. Și de câte ori vor înflori crizantemele, inima mea va bate tare. Și mai tare. Tic, tic, tic. Ce înseamnă acest cuvânt? Tic, 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 tic. Ce este acest cuvânt? Aceasta este la noi expresia cele mai mari bucurii. Tic, 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 Thank you.
mine. Rămâi cu bine. Domnișoară dragă, nu vine să cred că ne vedem pentru ultima oară. De aceea spun la revedere. La revedere, mine. La revedere. Mi-e dor de ei, de părinți, de patrie, de casa mea. Eu
nici nu vreau să te rețin. Floare de lotus.